Acum e timpul să aflăm cum se va descurca Mateo, nu la dans, ci la răspunsul la întrebări, pentru că a pus întreaga ație pe jar cu muzica sa. Acum e timpul să-l punem noi pe el pe jar cu un tir scurt, dar bine, țintit de întrebări despre viață și despre carieră. E vorba despre cea mai picantă provocare. E proba de foc, la care Mateo nu are decât două variante. Ori spune tot, ori va lua gura foc. Așadar, să vedem ce va alege Mateo! Aș vrea să remarcați stilul vestimentar al lui Mateo, acest fashionist astăzi la noi la emisiune. Deci colegele mele, știți ce au zis, nu? Bă, când pleacă Mateo, să plece desculți de aici. Îi dăm una în ceafă la tatuaj și luăm Adidas. Pentru că Mateo, oameni buni, dacă stă cu fața la mine, e ca și cum ar vorbi cu dumneavoastră, după cum puteți observa. Ce faci, Cătălin? Salut, Mateo! Bun, așa. Ia, așa e. Salut, Mateo, ce să fac? Tu ce faci? Cum ești? Bă, foarte bine, tot ok. Uite, vin de la o sesiune de TikTok de la studio, tu? Da, a fost bine, nu? Da, foarte perfect, bine. Perfect, exact. Da. Uite, putem să facem un TikTok așa. Da. Da, dar uite, dacă mă uit bine aici, ai ochii roșii, bă, Mateo, ai stat mult la studio toată noaptea. Da, să știi, și m-am uitat și la desene animate aseară, că mă pregătesc acum, pentru că când o să vină copilul, fata. Perfect, pentru că în ianuarie Mateo devine tătic! Yeah! Intră în clubul tăticilor! Intră în clubul select al tăticilor! Până atunci... Aici? Mamă, fii atent! Bă, dar să știi că mie îmi place să mănânc picant. Bă, noi am auzit că îți place să mănânci picant, dar nu știi că sosurile noastre sunt aduse special din America și sunt nu iuți, sunt foarte iuți. Mamă! Și dacă sunt și puțin expirate, crede-mă că sunt mult mai iuți decât crezi. Ce glumă! M-a întârziat curierul? Deci recunoști tot sau îți ia gura foc? Asta este rubrica noastră. Atenție mare, am câteva întrebări pentru tine. Așa. Bă, sunt extrem, extrem de dure. Extrem de personale. Extrem de sofisticate. Ideea e în felul următor. Nu, eu nu înțeleg ce aveți la emisiunea. Ce-i cu mine? Mă chem să-mi faci baie. Da. Așa, să-mi dai de mâncare picant. Știm că îți place picant. Da. Hai să vedem cât de dure. Ideea e în felul următor. Tu citești întrebarea. Așa. Și trebuie să-mi dai răspunsul. Așa. Dacă nu vrei să mănânci iute, poți să citesc întrebarea. Dacă nu mă las să citesc întrebarea, rămâne doar numele sau răspunsul, nu mai mănânci iute și asta e. No, hai că ne prinde pe parcurs. E panică. Adică tu îmi dai răspunsul, dar nu o să știe nimeni întrebarea. Da. Începem cu ceva ușor. Ia, și dacă e prea picant, o să vreau să... Citești. Nu, liniște. Da. Nu pot să... Da, bă, oricum trebuie să dai nume. Ce întrebare, nu cred. Deci, oricum, ia atent. Eu nu o să citesc întrebarea dacă mănânci iute, dar răspunsul oricum trebuie să-l dai. Lumea nu va ști ce te-am întrebat. Mamă, nu pot așa ceva, nu pot să... Nu mă las, mă bate Dumnezeu. Păi de ce te bate Dumnezeu? Că spui adevărul. Zi. Mamă, nici nu știu care să-mi zic pe primul, că sunt atât de mulți în opinia mea. Trei. Mă, e picant rău? Nu, zi-te, păi oricum mănânci picant ca să nu citesc întrebarea. Dacă vrei, citesc întrebarea și mai mănânci picant. Nu, las că de data asta mănânc picant. Mănânci picant, dar dă răspunsurile. Abi. Da. Mamă, ce-mi faci, mamă, ce poți să-mi faci? Zi, Abi. Nici nu... Hai mă, zi! Care să zic... Mihai Trăiestariu. Nu pot să cred. Da, pentru că la mine e debatable treaba asta. Așa, e și? De discutat și încă unul, nu știu, ajută-mă, că acum știi și tu. Nu știu, zi. Și eu. Nu cred. Pe de-aia, ca să fiu sigur că nu o să arăt întrebarea. Ca să fiu sigur că nu. Dar vreau să te întreb, dar chiar și tu ești? Nu. Doamne ferește, ai zis la vrăjeală. Îți dai seama, doar duminica. Da, îți dai seama că lumea o să se întrebe, bă, ce întrebare era acolo? Mănânci iute sau citesc întrebarea? Nu, dar să mănânci iute, Doamne ferește. Deci nu citesc întrebarea. E perfect. Ai zis că mănânci iute, ceea ce înseamnă că mă lași să-ți spun din sosul cu numărul 5, ce cel mai puțin iute. Vrăjeală, știu. Ai zis că aia e foarte puțin iute, da? Și tu oricum ai zis că mănânci foarte iute de felul tău. Da, e puțin iute. Mamă, ce bine. Mamă, e nebună, nu! Mamă! Păi cum mă adrău că tu știi că... Mănânc iute, dar asta cred că e Shakespeare, că a venit mai târziu efectul. Nu, da, efectul. Stai să vezi. Știi engleză? Ia,
Da, știu engleză, uite, 2013 expiră. Da, din 2013 mi-a venit. Dacă de-abia a început, Mateo. Ma! Păi să mănânci uite cu nefelul tău. Dragon mă fac. Dragon, ia fii atent. Poți să și inventezi una? Nu. Nu spun dacă... Păi nu a fost una. Hai mă! Pe cuvânt onoare. N-a fost, nu? Nu, chiar nu a fost. Deci nu e pe bune. E transparență totală. Deci hai care este... Poți adică să citesc atunci, nu? Na. Care este relația secretă de care presa nu a aflat niciodată? Ai zis că n-a fost nicio relație secretă. Ai scăpat. Merg. Dar fii atent, aici... Deci, sosul numărul 5 a fost cel mai puțin picant, da? Da, mergem la 4. Hai. Stai că văd că au sistem de gradație, al niște ardeiuți. Da. E ce trebuie, crede-mă. E ce trebuie. Răspunde. 3. Nimeni nu știe care e întrebarea. Da, da, poți tu să mă șantajez după aia. Nu, niciodată n-aș face chestia asta. Scoateți contractul, vă rog frumos. Alo, Cancan, auziți? Mateo? La un moment dat zi. Corina Caragea. Așa Corina Caragea. Nu mai vreo cameră pe nu, mă, nu facem chestii de astea, nu. Corina Caragea, mai zi stai că îmi scapă numele acum. Zi. De la Meteo. Magda? Așa. Sau busul. Nu, no, da. Busul, de fapt. Da. Deci Magda. Deci Corina Caragea, Magda Pălimariu. Așa, așa. Și... și poți să zici și din muzică și din... Știu, dar din muzică m-am săturat. Și... Tristariu? Abi mai degrabă. Zi. Hai, a treia persoană. Deci Corina Caragea, Magda Pălimariu și... Zi acolo, nu știu. Nu zic acolo, zi tu. Andra. Ce golan. Stai să vezi cât o să spun eu. Stai un pic. Citesc întrebarea. Ai nebunit la Citesc întrebarea. No. Sigur? Nu se pune problema. Perfect. Atunci, stai puțin, să spunem, ăsta e sosul 4. Ai zis că tu oricum mănânci foarte iute. Da. Te rog, stai. Întrerup întrebarea, că ai zis că nu citim, Ardu. Da? Ia, ardu. Ia arde? Ia cum e asta? Mamă, bag-o la mine în gură. Că arde direct hârtia. Las că îți aduc și lapte. Mamă! Ai zis că mănânci iute. Unde-i laptele, Greta? Stai că vine și lapte. Mamă, mamă! Ce, a fost iute și asta? Rău de tot. A, stai că mai avem. Așa. Pe fuego, că poate găsesc un burat pe acolo și ne găsim activități comune. Activități, mamă, nici nu mai pot să vorbesc. Am nebunit de la sosul ăsta. Poate ne găsim activități comune, poate cine știe. Mănânci iute sau citesc întrebarea? Citește întrebarea. Pe bune? E de ia iurea, nu? Zic că m-ai făcut să mă gândesc. Eu m-aș na, lasă, ia iute. Na, hai, dă iute. De fapt, el lui place cum fac eu la iute. Nu, nu, da, ia. Da. O citesc sau nu? Nu, nu, dă iute acum dacă, ha? Mai pus să mă gândesc de două ori. Da, te hai. De fapt, de unde? Și-a dat seama că trebuie să spună mai mult iute. Nu. Dar tu oricum ai zis că mănânci iute și de asta... Dar de fiecare dată mai aduce aminte de asta, e cumva psihologic. Păi da, pentru că oamenii trebuie să vadă că noi lucrăm cu profesioniști aici la emisiune. Da, asta și nu ai cred făcut că și cocktail de două. Asta nu mai e iute. Asta blou în gură, ești nebun. Asta e de caise, poți să iei. E sistemul de apărare, mamă, ăsta e bun. Așa e, toate la început. Asta e și cu cărui. Da. Da, asta n-a fost nimic. Nu? Nu. De ce asta nu? Greta, să-l schimbăm pe ăsta, Petre. Sau ți-a amortit limba și nu mai zici nimic. Nu vezi, tot roșu. Mi-a amortit tot corpul, toată trafeia. Ultima întrebare. Hai că-l pregătesc. Nu știu de unde să încep. Am adormit, am de toate, am adormit odată, pe cuvântul meu de onoare. Am adormit, efectiv, am adormit, nu mai. Au fi dărzeni, tip, am dat pe Spania, pe Bulgaria. Știi că o să mănânc? Că după aia o să mă întreb dacă pui întrebarea, dar cum, de la ce te referi? Nu cred că se știe. Nu, n-am voie să pun întrebarea, deci nu, deci...
Ai adormit? Da. Lemn? Lemn tănase și m-am și trezit taiurea a doua zi cu certuri, cu... Scandal? Mare, scandal mare. Și îmbrăcat prost. Ce păcat că nu putem citi și întrebările astea. Gata, nu, o rupem. Da, rupe. Vrei să o citesc? Nu, că îmi place picantul ăsta. Lasă-mă pe mine, te rog frumos, pentru că este, cum să zic, bucuria mea. Eu sunt gazda și ar fi păcat, oameni buni, Mateo, să nu guste acest sos delicios. Nu e iute... Uite, stai... Gata. Asta e pentru mai devreme, nu? Da, să știi, eu cred că din treaba asta, dacă merge, poate înainte de concerte, faci un obicei, crezi că o să meargă mai bine pe scenă toată... Nu seama? Vezi că nu mai am dicție, nu mai pot să vorbesc, ce aș putea? Să deci nasi ar merge! Tare! O să cânti direct în chineză, stai că n-am pus suficient. Asta e, că e tare întrebare. Dar nu vrei să spargi sticla aia, să o turnăm cu tot, sau băgăm direct, nu? A, mă, că asta chiar nu e iute, asta e cel mai light. De unde era? Nu, e light. Ce mă, e iute asta? Mamă, tot al dracu. Greta, lapte! N-avem lapte, aduceți-i lapte! Ce, a fost iute asta? Aoleu, da! Nu cred. Haide, Greta, cu laptele! Ia să iau și eu câte ea. Nu iau niciun joc. Tu mănânci picant? Stai că-ți fac eu unul. El este Mateo. Adă, Greta, laptele. Ia vino, Greta n-a vrut să-ți dea pentru că mănânci picant. Fii atent, facem amândoi una. Îți spun și eu o întrebare și dacă o arăți... Nu, dar vreau să mă bag și eu la rubrica asta, pe bune. Da. Tu ce vrei? Ai amestecat toate sosurile și vrei să mănânc eu asta? Cum ai făcut și tu mai devreme, Cătălin. Și eu încă nu am pus tot. Ciucă, vii și tu te bagi? Asta? Nu, la direct să mâncăm, nu mai da. Punem trebuie. Ce hai, mai întrebări? Bă, fii atent, prepare una mie, una altciucă. Deci e preparată de tine din sosurile astea. Gata, o iau pe asta, da? Hai. Da, ți-am pus o întrebare, ce mai faci? Tu răspunzi bine, vrei stai. Să spun? Deci eu mănânc asta, da? Stai să mai pun. Nu pot să cred. Hai, mă. Da, de ce? La cinci? Uite, cinci, e, da. E iute, bă, mănânc asta? Hai. Nu-i mă deloc, uite. Vrăjeală, mă. Adică noi comențim la televizor. Faci un mix acolo acum, nu? Gem de caise e ăsta, de smeură combinat. E, uite. Leu. Hai, mă. Pe bune? Ia. Zi. Hai că iau de la tine. Hai, ia de la mine. Ce, mă, iute? Nu. Vrei lapte? Ai băut-o laptele? Avem publicitate? Aveți prezentator nou? Mamă. Greta! Mai lapte! Nu, no, să vezi ce-mi faci cu mine. Îți ia limba foc. Te rog, uite, Greta! Nu, no. El mănâncă iute de felul lui. Băi, mamă, îl mâncăm? Tu chiar mănânci foarte iute, n-ai nimic. Exagerează, să știți, exagerează. Alea, cinciune, este chiar gem de căpșuni de data asta. Eu nu mai simt buzele, nu mai pot să vorbesc. De ce? Lapte! Mateo va fi tătii cu oameni buni în... Vine mă salivă în gură. Uite, vezi? Deci Mateo, no. Mateo va deveni tătii în ianuarie, oameni la buni. Final. Până atunci scrieți pe Instagram mesaje, Mateo! Și trimiteți-mi ardei iuți pe Yes I Am Mateo pe Instagram, Yes I Am Mateo pe TikTok, chiar și pe YouTube, Mateo Matman. Așa că dar toate căutați-i. Toate scubei de tău.